În cadrul unei ședințe de Consiliu Local, la care a participat și președintele Consiliului Județean, Gabriel Zeta, aleșii locali din Botiza au fost informați despre finanțările care vor fi alocate comunității pe care o reprezintă. Primul contract semnat face referire la alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale în sumă de 4,9 milioane de lei pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drumul de interes local în Botiza. Valoarea totală a 5,36 milioane de lei, iar cheltuielile aferente contribuției de la bugetul de stat sunt cele prevăzute în ordonanța de urgență a guvernului numărul 28 din 2013. Un al doilea contract semnat la Botiza cu o finanțare în sumă de 777.000 de lei se referă la realizarea obiectivului construire poduri în comuna Botiza. Valoarea totală a investiției este de 941.498 de, de lei.